să că mamă de la mașină. Domnule, practic, știți cum, am impresia că nu a respectat șoferul semnificațiile barierei și asta a fost motivul de asta. Mecanicul a fost destul de prudent între acestea, dar faptul că nu a respectat ăla și am impresia că și vegetația afectează foarte mult. Uitați că așa s-a produs incident. Și ați mers la mașină după ce s-a întâmplat? Evident, asta e menirea mea. Am avut și organe de poliție în tren și patrula, deci, practic, de la DES. Și am intervenit de urgență. Era un copil, înțelegeți, la vreo două luni ceva asta și era... Dar culmea e și mă derajează faptul că am făcut de urgență 112, dar nu au răspuns de nicio culoare, înțelegeți? Și am insistat și am insistat 112, că asta e menirea mea, ca să iau primul... Pasagerii erau conștienți, ați putut vorbi cu ei. Care au fost, în care... mașină. Deci au mers poliția, ăla era foarte... Doamna era terminată rău, dar... Na. Copilul era în scaun? Copilul era în scaun, da. Era bine, nu știți, era conștient? Da, dar era lovit aici la ziceți noastră, zona la cap, da. Na, asta e. Dar vă spui că ce s-a întâmplat. Dar am impresia că mai mult ca sigur, problema e că vegetația e proastă. Trenul pe ce relație circulă? El inițial vine de la Jibou, ca 4095 circulă ca număr de tren, relația Jibou-Cluj. Doamne, ce se întâmplă? Și au pus mâinile în cap și atunci a fost impactul și m-a ridicat și atunci am văzut mașina pe linie. Deci, vă spun, a fost... Era... V-ați speriat? Normal. Dar am intrat eu în stare de șoc și am plâns. Când am văzut mai ales pe Belașul, când a scos din mașină și era lovit la cap și am înțeles că femeia e intubată, e în coma. Scoate smurul. E apt, acum l-a verificat alcool test, e bun. E ok, e 0,0. Salut, da, de accident. Săracii, da. A fost vorba despre un accident feroviar. Automotorul cu un Volkswagen. A fost vorba de trei victime, doi adulți și un copil, care au fost scoase din autoturism și transportate la unitatea de primiri urgențe. Deci, da.